Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la Hotel Cismigiu aici în Silent Hill, pentru că avem de găsit o scrisoare. Dacă mai țineți minte ce am făcut în episodul anterior, ne-am întâlnit cu Laura. Laura ne-a dat o scrisoare ce era destinată pentru ea de la Mary. Țineți-vă pe treaba asta. Și acum ce că ar mai fi o scrisoare, dar aia este destinată lui James. Dar James n-a mai primit nicio scrisoare pentru că a primit doar plicul gol și ce că ar fi undeva prin... prin hotelul ăsta pe aici. Deci aici avem scrisoarea care, upa, văd că s-a stricat scrisoarea asta. E o scrisoare fake, înseamnă că James e de Lulu. Deci spuneți și voi unde merg lucrușoarele astea acum, dar ce poți să-i și faci. Bun, tura trecută inspectasem, cred că în mare parte partea asta de jos, așa că trebuie să ne ducem la etaj să vedem ce Dumnezeu ne așteaptă și acolo, și în special dacă o să avem ceva loot de luat. Bine, loot chestii de-astea pentru, cum îi spune, bă, băiatule, Yotel Vere. Bă, Janginu, bro. Ne trebuie ceva pentru cutia muzicală. Acum mai nou trebuie să mă uit și pe tavane. Legit, acum mai nou trebuie să fii atent și pe tavane. Pentru că... Înorociți ăștia de manechin. Să moară aia, am crezut că a intrat. Stai. Ok. Vreau să verific. Camera 202. Nu este mă... Uită! Ceria ta astăzi și mâine. Nu, că aici e loc perfect, știi, să se ascundă ăsta, bă. Că, na, sunt manechine printre alte manechine, printre alte manechine. Exact ce ziceam. Mâncă-mi bâta, bă, urățenie. Dar s-o mânici pe toată. Gen. Un măr? Nu știu ce facem cu mărul, dar... Nu mă deranjează. Ok, și asta e întreaga cameră. Presupun că nu mai poți să ajungi undeva de aici. Rezolvași TV-ul ăsta așa de ciudă. Bă, dar în cabinete de-astea ne-am mai uitat și noi, că cu siguranță aici am pierdut cel mai mult loot în general, vă zic eu sincer. Astea nu prea le-am verificat, cabinetele de fel. Respect pentru glanțele de puse. Mamă, era tare, știi, să vezi jos acolo o mare siluetă umană sau ceva de drăcie de genul ăsta. Ce-o fi, hai! Hai, doamna asistentă, că vreau să-mi fac injecția în cur! Au! Gata-o. Ce mai e, mă? Păi și de ce nu ne lasă să citim chestia aia? E că nu e importantă, probabil. Oh, no! Ideea că o scosum din glanță, vă dați seama că nu vreau să le țin pentru Silent Hill 3 acum. Asta e doar intrarea. Deci nici dacă voiam nu mergea pe partea asta să intru, am înțeles. I see. Bă, dar e mult mai iluminată zona asta, ce Dumnezeu, bine, e pe partea cu soarele. Și odată ce e încă lumina afară, îți dai seama. Deci noi am stat o zi și o noapte întreagă aici. Doamne, săracu. 312 și toată alea, dar nu e de la asta, e employee elevator. Noi trebuie să mergem la 202. Oh,
oriunde ar fi această cameră. Am înțeles. Fiecare merge pe unde are chef. Da, ți-aș capace. Ăla era fractul, a? Știu și eu să dau 2, mă, numai tu. Pe aici camerele parcă nu sunt numerotate. Cleaning in process. Mamă, dar cleaning in process și-a pus gen lanțul ăla direct de bicicletă acolo. Nici că e biohazard. Ai, frate, lasă că te văd. Acum eu le dau jumpscare lor, știi? Bine. Hai să o și momente în care nu mă aștept și mă trezesc cu surpresa, surpresa. Ok, nimic special aici. Bine că în toaletă nu-ți bagă unul, că e prea înghesuită situația. Deci noi suntem, mă, 212 și noi trebuie să ajungem. Ma, fix în opusul, era pe dreapta, da? Dacă toți suntem aici, știi, adică ce sens are să nu investigăm unde suntem și ce e aici? Da, nu cred că ai ce să investighezi. E? Uite că ai ce să investighezi, bă. Unde? A, s-a trezit aia. Fată, stai la loc, fată. Fată, stai la loc, fată, stai la loc. Da, nu mai știu cu nimic, trebuie să mergem pe partea asta înapoi. Deci ce cheie avem noi, mă? 202. Deci azi că și, că și meniul s-ar schimba. Bine, ăla se, știu că se schimbă în funcție de HP, dar nu cred că se schimbă în funcție de unde te afli în joc. Oh, wow. Ratadita-i... cum se cheamă? Ratadita-i camera de save point aici. Legit. Încă o carte. Pride Before the Fall. Bă, câte mai aveți, nu? Revelations. Soaile, pleacă direct. Literatura. Ne-a rupt pe literaturile astea, mă. Bun. Și ăsta atât să le pui undeva aici, mă gândesc, sau sal? Ah, nu. E, na. Ah, wait a minute, stai un pic, uite. Să le pui într-o ordine, dar am numai 3, între 4. Și să găsim cartea cu numărul 4 și după aia să căutăm ordinea în care ar trebui puse. Deci doar aici și cred că o să le găsești răspunsul. Uite-o și pe 4. A, uite, mă! Deci ăla ține chestiile așa. Deci e uliu, gagiu sus. Dai, cum e design acolo? Fix opusul. Pride, mă gândesc că e leu și leu ar trebui să fie și bizonul jos. Leu și bizonul jos, ia stai așa. Hai să zicem așa. The one who sword, revelation, pride before the fall. Leu. Taurul. Nu? O să ne ia naiba. Da, eu le-am pus în funcție de cum ținea ăla, știi, lucrurile, cum țineați sulițele alea. Ah. Era doar sus ordinea de schimbat. Uzi, camera secretă, bă. A plecat camera secretă. Verificăm colțurile. Mai ceva zici că mă joc Valorant CS aici, la cum. Inspectăm după drăcovenile ăstora. 217. Denotat. Ok, ceva urât acolo s-a întâmplat. Un cod de găsit.
A, cred că aici sunt bucățile de cod în 217 alea. Ne trebuie un bec. Ok, good to know. Dar ce fel de cod e, mă? Help. Help. Oare pot să scriu Mary aici? Poate Mary, știi, răspunsul. Era ceva. Oare pot să scriu kill Mary? Oh my god. Cum era dacă asta, dacă asta chiar mergea? Deci trebuie noi să găsim bucățele de cod undeva în zonele alea, în 217. Uite, și în camera asta cu sânge pe jos. Deci 217. Mergem, mergem. Scrieți cum arată, că așa că poate de acolo îmi dau seama de cod, mai simplu. 217 e pe partea aialaltă, dar nu am acces acolo. Aia e problema. Și trebuie să fiu atent după, cum am spus, după o ușă care să aibă sânge jos. Acum nu știu sigur ce să cred. Da, nu e cum am intrat direct aici. Bine, hai că noi avem cheie la camerele astea de pacile. Aha. Mă, dar ce pezne e, bă, băiatule, bă. Nu-ți merge, bă, nu-ți mai merge. Crezi că eu nu te aștept? Crezi că nu m-am prins, că faci jumpscare-uri de-astea după pereți? Deci că-s prank-urile lui Zbâr. Am spăriet. Așa. Bun, astea investigate, 207 parcă avem. Mamă, dar ambianța, avere, deci legit. Nimic nu-mi dă o stare mai de neliniște ca ambianța din jocul ăsta, bă. Vomițilă! Vomițilă! Au! Repede, pă nu se hotărăște ăla să vomite pe mine! Ah. Bro, left. Legit a zis că nu mai are răbdare și a plecat. Da, mă, că vin și eu după tine, ce e asta? Că vreau și eu să mă distrez. Hai, bă, locului. Mă, te tărești ca un câine ce abia s-a căcat. Am înțeles. Hai, că e bine. Mai dăm ăsta ceva pe aici? Nu mai. Care s-a mai trezit unul, mă? S-a mai fi trezit vreun monstruez ăsta. Ok, dar noi unde suntem? Da, 207. Avem 202-201. Good morning! Așa mă gândeam și eu. A, și-o ratase muniția asta aici. A, dar astea că n-am fost aici. Cu toate că seamănă, camera nu e aceeași cameră. It's not the same. Bă, dar ăsta e altul, cred că. Mamă, deci câte,
Câte sertărele să fiu, dacă nu stai să le verifici acum pe toate, n-ai ce să-i faci. Că dacă e loot de care ai nevoie. Cea mai tare cameră să fiu, dacă nu. Legit. Cea mai tare cameră, bă, băiatule. Goală. Bine, și ce mă aștepta acum când am intrat în ea? Să rămân blocat în ea. Ar părea fi... Ar părea genul ăla. Bă, mă uit așa că uite pe fundal încolo. Bă, acum văd ce se bălângă în ăsta. Ilumina ceva ca și cum ar fi o chestie acolo, știi? De-aia mă uitam așa un pic. A 202. Avem broche. Verificăm ușile înainte. Mirror, mirror on the wall, who's the sweetest of them all? Peel me away to shine the shiny skin, see the rotting flesh within. Drăguț. A, facem puzzle. Bă, astea-mi plac, vezi că astea-s mișto. Nu, dă-mi altă. Am altă piesă. Ăsta clar e aici. Și mai avem? A, mai sunt piese. A, nu mai trebuie să facem noi rost de piese. Sau? Ba nu. Ba nu, o piesă tot lipsește. Și nu ai. Am înțeles. Deci mai trebuie o piesă, mă, care lipsește. Trebuie să găsim o sticlă, o oglindă de asta. Are 100% pe aici. Uite-o. Okay. Mă așteptam să răsară ceva. Bro, s-a lipit asta, ești nebun? Ce facem? Intrăm prin oglindă? Ce s-a întâmplat? A, cred că acum în 201 s-a schimbat ceva în camera de lângă. Respect. A, de asta destrebe pentru chestia aia la music box. Ok, deci unul dintre ăla de pentru music box bifat. A, sunt mai mulți de ăștia. Mai trebuie să fie unul. Ok, sunt mai mulți. Bă, janghinii! Da, dă-vă drecu. Stau cu după voi. O puteți veni voi aici, mă, e interzis. O să mergem la etaj. Că nu văd drum către 217. E o ușă blocată acolo și n-avem cum să trecem. Dar bine, nici m-am uitat de camera cu sânge sub. Ar putea fi la etajul următor. Sau ceva de genul ăla. Ceva de genul ăla. Faceți urâților. A, nu te sui, mă, pe aici. Păi și cum o sui, mă, la un etaj mai sus? Oare... Bă! S-a degradat hotelul. Ori sunt nebun. A, mai trebuie, mă, două.
Nu prea mai avem chestii, ce lucruri mai avem? 312, dar... Bun, cum mă sui la etajul 3? Oh, wait, cred că am văzut. Uite, mai e un... o pereche de scări acolo. Da, cred că ăla s-ar putea să fie... Dar pe partea asta altă, nu pe partea dreaptă, că pe partea dreaptă am fost. Deci aici nu e. Dacă pe partea dreaptă, coboară-te, mă! Ok, eu vreau să-l bag, că nu, că mi s-a luat de el. Vino încoace. Vino încoace! Pachete de degete, ce sunteți. Bun! Deci, nu prea avem aici nicio opțiune decât să mă întorc pe partea aia de fapt. Și să verific scările de acolo. Că pe aici n-ai nicio scară sau ceva care să te ajute să ajungi sus, că altfel mergeam, știți, dar din păcate, nicio opțiune. Poate aici. Și unde am văzut scările? Tot în față și dreapta? Ah! Vezi că astea merg. Oh, respect. Pentru munca depusă, bă. Da, așa, suntem și noi încărcați cu gloanțe pe toate armele. În caz de orice, nu de altceva. Nu prea aș intra în conference room-ul ăla încă. Simt că sunt multe lucruri de rezolvat acolo. Auci. Mamă, dar ce nașpa că se vede ca și cum chiar e, parcă chiar te-a pișat pe tine, gen. Exit. Hai că exit dacă e. 318. Oh. Chiar e exit. Și unde te duce? Fix 217 trebuie. The fuck, a fugit dulapul. Bro, s-a aruncat dulapul. Uite, e o carte acolo. O carte e jos, trebuie să ajungi în grădină. Lakeshore Restaurant. El Clasico. Mă, dar ce cu atâtea cuști de păsări? S-au și sunetele de păsări, dar păsările nu sunt aici. A, deci numai pentru atât am venit aici? Buga, buga, buga? E după perete. E în perete! Vino, mă, dragi, care ești? Și tu n-ai venit la 214 atât? Pare ceva mega worth. Adică e scurtătură dacă vreau să vin acolo, dar pointless. Hai înapoi sus. O iau pe aici pentru că vreau să double check, cum s-ar zice. Uite, vedeți? Să dublu verificăm.
Și că de jos de acolo trebuie să găsim cumva să ajungem la restaurant. Aia e trebușoară. Asta e blocat. Asta e blocat. Nu, tot ce rămâne e conference room, că n-ai, în altă direcție nu poți să te mai duci. Sau? Oh. Staff only. Unde dracu erai, mă, să fiu dacă te-am văzut de prima? Cred că am fost eu orb. Momentul meu de chiorală. Mai dă și cu de-astea. Aolo! Oh, astea pentru grădina de afară. I require. Să mergem și afară la grădină, că poate de acolo ajunge la restaurant. Da, hai să vedem conference room-ul ăsta ce zice. Sumimasen, am venit și eu aici. Aș dori să... O, acolo e. Since it's taking you along this long to get to the conference room, you might as well drop by my room. With the key, one of the guests made quite a mess. Ok. Sure, camera 107. Verificăm. Păi ce am spune că mai târziu s-ar putea să activeze mizeria asta? Și înapoi la etajul 1. 107 e mai jos. Și bine, avem și bolt cutter-le alea pentru grădină. Deși alea le putem inspecta. Unde e 107? Ah. Ah, dar uite că poți să ajungi în restaurant. Ho, 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 stai așa. Vreau să verific. Ah, wow, aici pica, ce convenabil. Ce naiba? Bun, mai trebuie să caut camera cu sânge pe jos, poate mi-aduc aminte să o verific. Fix aia n-am încercat-o, știi? Bine, n-am încercat-o să o căutăm, nu că altceva. Mai dăm și noi un save, că suntem pe aici. Să fiu eu cu sufletul împăcat. Bun. 107 în direcția asta. Nu pe acolo, pe aici. Ia uzu. Cuți gâții tăi. Mamă, ce-a gemut a femeie. A băgat trei bărbați deodată. Mai zici ceva? Mai zici ceva, bă? Trei gușteri deodată, bă, băiatule. Dar cine mă crede? De mă 107 ăsta, că e rău. A, intrare nu e acolo. Ești pe dreapta.
can opener, mă. Note to staff. While you're at it, sweep out the leaves in the garden. Okay. Leaves in the garden, pentru fireplace. Nu știu, frate, să ne batem cu monștrii pe timp de zi. It's been a while. Pe cred că de la începutul jocului nu ne-am mai văzut cu vreo creatură pe timp de zi. Așa. Putea să ascund un manechin pe WC-ul acolo să-ți fac un slav squatting să te rupă în bucăți. Taș, femeie! Ma, gura ta se aude! Bolborosește atâta! Mă, păcat că nu sunt prea multe nivele așa pe afară, că se vede bine. Dar nu mai e horror deloc, vă zic eu, acum nu mai e aceeași chestie. Noi suntem într-o grădină acum din ceva, dar nu știu ce grădină e asta. Păi aici ceva de luat? Nu. Au! Missed timing. Nu prea a ieșit timing-ul. Și ce tot bag seringe, că-s nebun. Ah, ăsta. Bă, parcă a fost Ultra Instinct, am dat dodge înainte să facă el ceva. Fireplace. Uite și fireplace-ul. Deci pentru asta am venit noi mai exact. Cum stă al meu între frunze, mă, dreci să-l ia. Nonorocitul, bă. Îmi place că James a ținut de țeava asta. Mai ceva ca la viața lui. Ok, deci nu suntem în grădina aia totuși. E altă grădină aici. Aha. Păi bun, cred că am văzut tot. Stai așa, cred că n-am văzut tot. Stai așa, așa, stai. Sau? A, ba da, am văzut tot. Părea pe hartă ca și cum că ai fost, dar de fapt n-ai fost, știi, o chestie de genul ăsta. Bun, și noi acum cred că trebuie să ne urcăm până la conference room, deschidem ăla, luăm chestiuța și bam, 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 da, bim, ba, da, bum, di, bum, di, bum. Dar cred că de fapt o să trească să mergem și afară la gate să vedem ce rezolvăm. Oh, direcția aia la altă. Dreapta și undeva pe stânga. Sau de fapt o să ies pe aici. Hai și aici, mă, direct ce ai. Dacă toți suntem la capitolul ăsta, ce sens are, știi, să nu verificăm? Buongiorno! Becu! Perfect! Am găsit becu pentru oglindă, dar... nu știu dacă mai e altceva. Deci unde era aia? Era la etajul 2 parcă, nu? Se înăuntru aici nu mai e nimic la etajul ăsta, la 2 aici. Bine, mereu uit că de fapt 2 e 1 pentru noi, că noi avem parter, la ei nu se spune parter. Știi? Aia e faza. Dar stai, mă, că nu m-am uitat bine. Și era și în Japonia, de ce ții minte, da, trebuie să urcăm și să facem dreapta și pe iar dreapta. Bine ați venit în Hotel Cismigiu. Da, și fireplace-ul lăsăm după, că ăla nu mă interesează. Acum vreau să văd ăsta aici ce se întâmplă. Mă duc prin toate direcțiile astea de camere de drăcii de tot. Boom, boom, boom. Cum? What the fuck? Cum adică nu?
Mă, ce? Mai trebuie investigat atunci. Ah, atunci trebuie să mergem la conference room, dar trebuie să căutăm și camera cu sânge pe jos, că nu le-am căutat. Că aia mai trebuie. Că noi le-am verificat pe toate, dar mai puțin pe aia n-am găsit-o. Sau dacă am găsit-o, n-a fost pe fază. Dar-s curios dacă scrie undeva. De ce prost sunt, dau click dreapta din reflex când relaxez degetul. Acum stai și caută. Scrie ceva pe ea? Camera cu sânge pe jos. Să ne uităm, dar bine le-am seama. Am zis că, mă, că pleacă și chestia asta. Era imposibil. Ia-o, bă, că ne trebuie. What the fuck? Ce limbarniț are! Oh, what the... N-am mai dat seama. A murit, mă? Pare. Muzica nu se mai termina de altfel. Ce limbi senzuale am vrut să-mi dea drăcia aia. De-aia și capac. A fost o idee destul de deșteaptă să merg doar pe ăla. Ah, s-a dărâmat asta. Înseamnă că în conference room nu mai putem intra de acum, gata. E no limit zone. Am înțeles. Ui, camera cu sânge. Nu e sânge. E vopsea. Oh, 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 oh. Deci găsești ceva în ea? Să o umpli cu ceva. Întrebarea de 1000 de puncte, cu ce? Păi unde n-am mai fost noi acum? Asta e întrebare bună. Prin beci? Să fi fost ceva în beci? Ah, ca să-l bași pe... Wait... Ah! Respect pentru munca depusă, bă. Am înțeles, bă. Vezi că e, vezi că e schemă, bă. I-a auzit, tată. E ceva pe aici.
Târâturile. Târâturile, ca întotdeauna. De-aia nu mergeam ăsta. Deed done. Oh, mulțumesc. Cred că puteam să-i dai brute, să-i dăm brute force, căutam cuvinte care ies. Încă puțin. Și eu care credeam că asta e o chestie super secundară sau ceva de genul ăsta. Employee elevator. Și ăsta era fix opusul. Nice. Hai să salvăm că s-a produs mega... Mega, cum se cheamă? Mega progres. Nice, cred că de acolo o să luăm și ultima statuetă de care avem nevoie. Dar, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Silent Hill 2 Remake. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!